Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, bine ați venit! Din nou suntem la Alba Iulia, la Alba Caruna TV. Suntem aici pentru dumneavoastră, Butuc Adrian numele meu, și vrem să desfacem mițele unui nou, unei noi imagini, un nou video frumos, să spunem așa, cel puțin imaginar. Rămâne ca dumneavoastră să vedeți dacă hotărâți să-l vedeți și fizic sau doar din televizor sau, mă rog, internet, ce are fiecare pe lângă casă. Astăzi vrem să facem pentru dumneavoastră o emisiune mai specială, să spunem așa, în sensul că este de relaxare și de a înțelege câteva lucruri esențiale. Lucruri așa pe lângă casă, chiar dacă nu sunt numai din județ, sunt și județele limitrofe. Vrem să vă spunem în seara aceasta câte ceva despre Munții Apuseni, mai ales la asta ne vom referi, pentru că avem în studio aici cu noi, cu mine, să spun, pe Adrian Puiuleț. Bine venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Salut pe dumneavoastră și toți telespectatorii dumneavoastră. Da. Cum sunt Munții Apuseni? A nins iarna asta? A nins. Mai este zăpadă? Nu putem spune că a nins ca acum 20 de ani, să zic, dar a nins. Mai avem încă. La Apuseni, cred că, nu știu dacă la Arieșeni, n-am mai fost în ultimul timp. Dar la Mărișel se schiază, deci încă mai sunt zone unde. Dar zăpadă pe creste, chiar dacă nu sunt pârtii speciale, se mai găsește. Dumneavoastră Încă. reprezentați o asociație. Da. Cum se numește și cum a apărut și ce Păi, faceți efectiv asta pentru restul pentru lumii? mine a fost foarte important să. Și de asta mulțumesc încă o dată pentru invitație. Pentru că am făcut acum de curând, de o săptămână și ceva, 20 de ani de când ne-am înființat în Zlatna. 20 de ani. 20 de ani au trecut. Am plecat așa 11 tineri care vreau, în principal, după ce am terminat facultatea, să facem ceva pentru Zlatna, pentru că toată lumea știe că a fost una dintre cele trei zone mari poluate din țară. Cum mai este acum? Acum e foarte bine, după părerea mea, mai sunt mici probleme, dar față de cum arăta în anul 2004 când s-a închis uzina în Pelumu, arată foarte bine, foarte bine. Mai sunt, lumea confundă, am văzut și acum pe rețelele de socializare, ruinele ce au rămas la intrare în oraș, Așa. venind despre Alba Iulia. Ele, lichidatorul în 2004-2005, nu mai știu exact, când s-a închis uzina, le-a vândut la privați, care au vrut să facă ceva, în fine, nu s-a văzut prea multă activitate și el a rămas așa. Deci, oricine vrea să facă un muzeu sau să, nu știu, să conceapă orice altă activitate într-una din aceste clădiri, nu cred că privații nu ar fi interesați, pentru că mai au un pic și dacă nu se prăbușesc sau. Nu știu ce intenții aveau cu ele atunci. Bănuiesc că banii au fost puțini și perspectivele la care s-au gândit ei au fost mai largi. Naturaș cam duce cursul, chiar dacă dă de beton și fier, tot le învinge odată și odată. Da, natura câștigă întotdeauna. Da. Cum se grupează? Hai să facem așa, da? Cum se grupează Munții Apuseni? Că despre Munții Apuseni și mergem așa tot mai aproape, mai aproape, până la... Vedem cât, că și așa timpul e scurt. Vreau să încep prima dată cu asociația, ca să termin un pic cu înființarea. Așa, da. Se numește Trascău Corp, atunci era o voluntară Peace Corps prin Zlatna și era foarte fascinată de vechimea, de exemplu, bisericilor. A nimerit într-o zi de târg și a văzut boi la car și a fost foarte surprinsă și când și un fel de glumă, i-am pus nume Trascău de la Munții Trascău și Corp de la Peace Corps, Corpul Trascăului, într-un fel așa trebuia să sune. A avut și are o denumire mai ciudată, la care ne-a plăcut tot timpul. Și trebuia să facem ceva în oraș. Și nu puteam decât să facem ceva ce să aibă legătură cu poluarea mediului, pentru că era principală problemă și din cauza formelor de relief, a munților, a dealurilor, am început să facem activități care au legătură și cu turismul montan.
ca să revenim la Munții Apuseni, da. Munții Apuseni sunt formați din mai multe grupe de munți. Începem cu Munții Trăscăului. De la est la vest, da? Așa. Valea Împoiului delimitează Munții Metaliferi de Munții Trăscăului. Dincolo de Valea Rieșului avem Muntele Mare și urcăm în sus la Moți și întâlnim Munții Bihor. De la Câmpeni în stânga ar veni da. Înspre vest. Practic de la Brud ar veni cumva. Este da. O delimitare mai ciudată așa a Munților Metaliferi. De exemplu, zona Bucium este în Munții Metaliferi. Bucium-Mogoș. Uh-huh. Intră așa cumva... Specialiștii geografi au hotărât. Da. Ne ținem de cele spuse de ei. Și să spunem că dumneavoastră mai mult pe Munții Trăscău sunteți? Sau nu, nu. La început, bineînțeles, când eram mult mai tineri decât acum, ne-am focalizat pe cele două zone care erau în apropierea, care erau în apropierea orașului, adică Munții Metaliferi și Munții Trăscău, dar în timp am diversificat activitățile. Dacă ne referim doar, de exemplu, la trasele turistice marcate. Așa. Am avut activități în toate zonele montane din județ. Și câteodată și din alte județe. Lasă o să mai revenim. Da, pentru că e o activitate pe care o derulăm constant an de an. Doar anul trecut, din cauza pandemiei, am fost nevoit să ne oprim. Pentru că ele trebuie tot timpul. Da, corect. Grijă de ele. Ce alte activități faceți? Păi chiar vorbim de marcate, unul din proiectele noastre care l-am început anul trecut, mai mult la partea de a gândi proiectul, este crearea unui traseu tematic care să facă legătura între Zlana și Bucium. Practic să recreăm cumva atmosfera drumului roman care făcea legătura din aceste două localități. Și mai mult am vorbit. Am vorbit, am documentat, am stabilit unde ar fi traseul, cam pe unde, până în zona Vâlcoi, unde au fost vechile exploatări romane. Mai trebuie să găsim porțiunea de drum dintre muntele Vâlcoi și Bucium. Ne-am găsit și parteneri, Asociația Baia Domnilor din Bucium, pe care îi salut. Așa. Și așteptăm... Traseul trebuie să fie pe jos. Pe jos. Pe jos, așa. Până de la Zlana până în zona Vâlcoi, într-un mers mai lejer cu rucsac în spate, cam 5 ore. Dar el este gândit să se poată intra din anumite zone cu mașina. Deci să poți ajunge cu auto până în anumit loc și acolo poți parcurge un traseu perpede sau bucată din, dacă nu posibilitățile fizice sunt mai reduse. Dar vrem să-l creăm... Și dificultatea? Cam ce... Păi este o diferență de nivel. Plecăm de la Zlana de la 435 metri altitudine și ajungem undeva la 1200-1000. Cam acolo, în zona Vâlcoi, deci e o diferență. Da, ca și pantă de urcat. Păi ea este, se întinde pe o distanță mare, dar panta este. Adică nu e chiar ușor. Deci mai e ușor așa fi... sau mai sunt și părți abrupte? Sunt și părți mai abrupte. Mm-hmm. Mai ales la început. Eu să fie mai multe recomandări. Aveți și variante de shortcut? Da, o să fie și variante de shortcut ca să poți să, în cazul în care nu faci față să... Bine, astea, lucrurile se vor stabili de la început. Păi nu, trebuie și pentru unii da. Și pentru alții, adică... Vor fi zone de acces, de exemplu, din Bucium doar până în Vâlcoi, dau un exemplu. Un traseu ușor și te întorci pe alt traseu. Nu trebuie să-l... El va fi promovat, vor fi borne miliare romane, cam asta intenționăm să Am punem. Înțeles. Cum mergeau romane, o să fie codul în care poți citi povestea, o să fie bănci, La plimbare mai mult. Nu... Da. La plimbare lucrurile trebuie să fie unite. Deci partea de turism, de traseu pe pedes, hiking, cum se zice acum, legat foarte mult de istoria zonei. Deci da, povestea, istoria zonei, până la urmă, mergând, afli povestea. Cam asta ar fi... Da, foarte frumos. Da. Oamenii vor că... experiența. Dacă o să găsim parteneri mai mulți sau o să dureze până o să reușim să-l implementăm, dar... Cel puțin pe porțiuni. Pe porțiuni. Dar eu zic că se poate. Deci aveți așa câte un proiect, nu? În asociație și tot... Ce proiecte ați făcut până acum? Sau câte? Am avut multe. N-am avut niciodată un proiect, să zic, foarte mare de dimensiune, nu știu să zic, de ordinul peste 100.000 de euro sau... O proiecte micuțe, dar focalizate. De exemplu, în zona cheilor Cibului, care fac parte din Munții Metaliferi. Depune valoarea cheilor de promovare. Am avut
multe activități. În 20 de ani mi-e foarte greu acum să... Activități, mi-e foarte greu să le, cum să zic, fac un rezumat a proiectelor. Așa, mai importante, cele mai importante. Am creat o reuniune de alpinism și escaladă. Deci o să discutăm și despre asta, da? Care la un moment dat s-a diversificat, a devenit un concurs anual. Acum încercăm să revenim la ideea de reuniune și de alpinism și escaladă în sensul de bucuria oamenilor care fac alpinism și să ne concentrăm mai mult, cel puțin asta am vrea, pe partea de juniori, de tineri, să-i atragem spre acest sport. Da, foarte frumos. Pentru că, din păcate, au mai rămas și tinerii la sală, la Cluj, dar în orașele mai mici nu mai au interesul care l-aveau altă dată. Și puțin așa mi se pare mie. Gașca. Sper să greșesc, să fie un interes mult mai mare și să nu știu, dar din câte știu, nu mai e un interes. Da. Deci munții apuseni în general, mai mult în partea județului, să spunem, nu? Sunteți... Da, traversează, bineînțeles, județele, la crearea județelor nu s-a ținut cont de delimitarea geografică a munților. Ce trasee sunt acum, să spunem, în Apuseni? Păi avem o rețea foarte lungă. Unde s-ar putea vedea aceste lucruri? Eu pun întrebări ca și din partea telespectatorului. Păi eu sunt foarte curios, sunt și mie plăcea partea de munte, dar unde am copilărit eu, a fost mai aproape de Făgăraș, de Cindrel, da. Și acolo am băgat ore. Sunt atâtea obiective turistice, asta este, cum să zic, un principal atu al județului Alba. Sunt extrem de multe obiective turistice în județ. Nu putem să începem de la Reșeni și de la Groapa Ruginoasă. Vă rog. Cascada de la Pătrăițești, zone de peșteri, peșteri amenajate. Vorbim de cele amenajate pentru că în cele neamenajate accesul e restricționat. Așa. Din cauza. Sunt motive diverse pentru care se restricționează accesul într-o peșteră. Plus că trebuie să ai cunoștințe de biologie ca să poți. Deci numai în zona Reșenului, vârfuri care sunt, să trecem la Scărișoara, de la Ghețarul de la Scărișoara, pe tunele respirate. Este funcțional povestea din acolo? Din câte știu, da. Acum, mai de curând, nu știu dacă au schimbat scările. Știu că era o investiție, n-a mai fost de mult. Prefer să mă duc iarna. Da? Da, și n-a mai fost de mult. Știu că era o investiție prin care se schimbau scările și se consolida partea de coborâre în Ghețar. Așa. Și acolo ar trebui, părerea mea, acum, din ce știu eu, specialiști, ar trebui restricționat numărul de vizitatori la un anumit, cum să zic, un număr într-o săptămână. Deci să nu depășească, pentru că respirația și căldura pe care o duce omul topește ghețarul în timp. Bănuiesc că sunt studii, cine are în custodie... Nu este ventilat sau ceva? Da, nu mă pricep. Nu sunt la stadiul ăsta de specialist a ghețarului de la Scărișoara. Știu diverse discuții și între speologi și ar fi bine să se țină cont de recomandărilor celor care știu despre ce este vorba. Parcă acum la primăria Gârdea, dar sigur, cei de acolo au luat în considerare și lucrurile astea. Deci, doar în două comune deja avem o mulțime de obiective. Vârfuri? Ce vârfuri pe acolo? Păi, vârful cu Curbătă Mare, care e cel mai înalt din această zonă, 1849, dacă nu mă înșel. Nu prea țin minte. Cu Curbătă. Cu Curbătă. Bun. Eu vreau să tot repet. Cu Curbătă. Da. Și sunt multe discuții pe tema asta, cred că am putea discuta o oră despre... Da, avem aici la dispoziție și chiar vrem să facem asta pentru telespectatori, pentru ca mâine, poi mâine, să își plănuiască, mergem aproape de casă, mergem la Apuseni. O să numai să laudăm și să putem și critica. Acum, da, dar nu băgăm de vină. Nu băgăm de vină, bineînțeles. Eventual dăm și soluții. Problema principală la turism, și acum a devenit o problemă principală și la turismul montan, e poluarea. Poluarea, deșeurile, gunoaiele. Peste tot, aproape, întâlnim. Deci, eu cred că sunt zone, Albac, da, de exemplu, stațiune turistică, Gârda, se dezvoltă foarte bine. Scărișoara, Areșeniu. Trebuie un plan strict, pentru că nu e posibil să faci turism în zone în care vezi peste tot peturi aruncate în albia râului, diverse lucruri care n-au mai folosit în gospodărie. Deci, după părerea mea,
administrațiile locale, toate instituțiile care au un rol trebuie să facă tot ce le stă în putință să rezolvăm o dată problema asta. Așa și e și la Zlanda. Eu asta așa îmi vreau să întreb de cine ține această problemă, pentru că dacă turiști nu prea sunt, nu cred că ei ar fi aruncat. Sau... De la capace de toaletă, cum să zic, canapele, frigidere. Deci numai localnicii pot face asta. Da. Am văzut și turiști care aruncă. Păi nu poate să vină cu canapeaua. De bere, mă rog. Și aruncă. Da, am văzut. Dar canapeaua nu vine turistul. Canapeaua nu vine turistul să o arunce. Corect. Deci înseamnă că mare parte ar trebui parte de educație, da, în zonă. Păi, noi avem o problemă în țara asta. Noi vorbim foarte frumos de 30 de ani despre educație, dar nu o facem. Nu o facem, pur și simplu nu o facem. Și trebuie, da, bineînțeles, educație, dar cu programe foarte bine, pe 4 ani, pe, nu știu, pe cât se fac programele, educație și un pic de, nu zic amenzi. Începem cu avertizmente, să face educație, să o conștientizare a populației. Se pot face pliante, pagini de Facebook, rețele de socializare sunt acum o mulțime și după o perioadă de câte 6 luni, dacă nu, trebuie intervenit. Nu se poate. Părerea mea că e cel mai trist lucru. Aici este un cerc vicios. Da. Localnicii s-au tăiat foarte multe posibilități de a câștiga una alta, nu? Și ei zic că n-au ce câștiga. Bun. O variantă ar fi turismul. Cum dumneavoastră vă luptați, da, nu? Să aduceți cât mai mulți oameni în zonă, să promovați acest lucru, că e frumos și așa mai departe. Bun. Numai că, pe semne văd, ați aduce turiști, dar nu puteți aduce în mizerie. Hai să o lumim. Noi promovăm. Și atunci? Noi promovăm oricum. Eu am înțeles. Eu acum vorbesc pentru localnici, pentru telespectatori, da? Da? Pentru că așa conștientizăm, de asta suntem aici, facem o emisiune pe educație, next level, adică cum arată în nivelul următor. Deci dumneavoastră ați aduce turiști, mai mulți, dar vă este rușine să îi aduceți în astfel de medii, nu? Mie mi se pare absolut corect în momentul în care vine un turist. Așa. Pe lângă faptul că eu, dacă îi promit un anumit standard de cazare, așa, trebuie să respect. Dacă îi promit un anumit de masă, trebuie să respect, nu? Altfel, omul oricum nu mai vine, dacă așa, eu îmi bag joc de el. Dar eu îi promit și altceva. Îi promit un peisaj cum nu am mai văzut, o poveste cum nu am mai auzit, nu? Niște oameni extraordinari. Și toate astea au legătură. Nu poate să fie un peisaj extraordinar dacă el din 50 în 50 de metri vede gunoaie. N-are cum. Și el se face că nu le vede. Și a doua oară poate va alege Slovenia, nu? De ce nu? Da. Pentru că mai spuneți o dată, încă o dată. Deci avem dormit, mâncare, deci cazarea și locuri, oameni, poveste. Peisaj, le asigurați dumneavoastră, locuri, traseu, oameni, poveste. Poveste și mai cere, mai era una. Locuri, oameni, tradiții. Da, oameni. Pentru că apusenii fără oameni nu există. Și adică tradiții. Corect. Oricum sunt puțin și departe, da, de altul. Puțin, departe, dar până nu-i pierdem și pe ăștia, pentru că și aici ar trebui să fie un fel de politică cum facem ca acești oameni să-și păstreze și activitățile tradiționale, să rămână acolo și să trăiască și decent, bine. Nu ei, vor. Da. Eu am vorbit cu mulți dintre... Mă opresc tot timpul, la un par cu apă, câteodată un par de țuică, dacă nu sunt șofer. Poate rămâne și putem discuta. Și discut, și chiar îmi place să discut cu ei. Au o înțelepciune cum rar o întâlnești. Cred. Oameni, și nu vor prea multe, dar vor o decență pe care nu o au. Nu poți să încerci. Atunci, dacă și o să plece, nu o să plece ei, bănuiesc cei în vârstă, sau nu o să plece copiilor, tinerii. Deja au plecat mulți. Da. În orașele mari, un serviciu stabil și noi trebuie și cred că nu va fi de ajuns preocuparea doar administrațiilor locale. Aici trebuie să fie o preocupare la nivel de guvern, instituția statului. S-a făcut, acum a existat Agenția Națională a Zonelor Montane. Deci nu putem să avem aceeași subvenție ca în Banat, de exemplu. Da. Adică nu e corect. Pentru că produsele din Apuseni sunt mai ecologice, sunt obținute altfel, ar trebui să aibă o diferențiere. Și ca și finalitate, vânzarea produsului
ar trebui să aibă alt preț, subvenția ar trebui să fie diferențiată. Nu e același lucru să ari în Bărăgan și nu e același lucru să ari în Puseni. Corect. Deci sunt multe lucruri care se pot discuta. Deci trebuie să facem, pentru că îi pierdem pe oamenii ăștia. Nu se mai duce. Se duce câte o, să zic, câte o familie pleacă din București, din orașele mari sau sătura de polare, au deja venituri foarte bune, să zic, pot lucra online, da, și se duc. Dar ca să repopulăm munții, măcar la un nivel, cum să zic, este mult de muncă. Dacă nu avem o politică, îi pierdem. Așa. Aveți cumva la asociația la dumneavoastră, de exemplu, un ghid, da? De exemplu, pe care oamenii localnici să-l primească, să le explicați acolo, uite, cam așa se face zona de dormit pentru cei care, pentru turiști, cam în limitele astea de gen mâncarea, să spunem, ce mai aveți aici, peisajul ăla e gratis. Nu e gratis pentru că și la peisaj sunt multe șmecherii. De exemplu, o anumită zonă se vede mai bine dimineața la răsărit, cealaltă zonă se vede mai bine... Da, dar zic, nu prea puteți modifica multe lucruri în peisaj. Unghiurile, poți. Dacă vezi de aici o altă unghi, dacă vezi din partea cealaltă. Și să aveți, de exemplu, o colecție de localnici, să spunem, adică colecție de povești, adică să știți, uite, povestea aia la local Nicola, povestea aia la local Nicola. Avem, nu avem, asta e iar o problemă mare a României. Nu avem un ghid care să trăiască din asta. Adică, eu dacă fac din plăcere, eu sunt la servici până la o anumită oră. Da. Dacă vin la mine să spun, da, pot să spun, ne întâlnim de la ora de sau de la ora de. Deci, nu prea sunt, am văzut și în Alba, oameni care trăiesc din ghidaj turistic, din... Dar tu ar trebui să-ți faci anumite programe și ar trebui să trăiești din asta. Dar... Bun, loc pe turist și îl ducem, da? Da. Dar acolo unde îl duci, nu? Știi că dormitul este în parametri. Cine setează parametrii? Cum află localnicul parametrii să știe să și facă? Păi acum nu există legislație. El în momentul când se autorizează ca pensiune sau există o grilă pe care ar trebui să o respecte. Ar trebui, de exemplu, dacă își construiește o pensiune, trebuie să fie un plan urbanistic al zonei pe care noi ori nu-l avem, ori nu respectăm. Adică eu personal vorbesc în numele meu, nu în numele altora. Nu mă duc în apusen să mă cazez într-o clădire ca la oraș. Adică... Corect. Și vopsită roz sau... Vreau să fie diferit. Adică adaptat la zonă. Asta foarte interesant. Am văzut la Ordinul Arhitecților din România, am văzut că și în Alba și chiar editate parcă de Consiliul Județean, apără niște ghiduri în funcție de zonă, așa, în care lumea poate să găsească modele. Deci, de exemplu, o șură. Cum poți să o amenajezi în așa fel să o transformi într-o pensiune, păstrând caracteristicile zonei. Deci sunt recomandări. Nimic... Bine, eu aș prefera ca aceste recomandări, după ce se discută, să fie incluse cumva în planurile urbanistice ale localităților. Asta ar trebui să fie o finalitate. Adică nu poți aici să ai... Bine, sunt cazuri și cazuri, dar nu poți să ai aici o căsuță frumoasă cu târnați, cazare, două camere, amenajat și o baie și o bucătărie, bineînțeles că standardul de calitate trebuie să rămână același, și la 100 de metri să fie un hotel cu, să zic, 8 etaje. Bine, da, sunt anumite zone, da, unde se pretează. Și dacă așa nu trebuie poți ajunge cu mașina, nu o să fie hotel acolo. Ideea că unde se pretează, da, să stabile zone. Aici cam astea sunt recomandările. Aici... Dar ce plan urbanistic să faci în Apuseni, într-un sat, unde are nu știu câte case, care fiecare casă pe câte un vârf de deal? Adică omul pe lângă casă își face ce poate. Nu? Da, știu, dar o să vină tânărul investitor care a făcut bani, cum a făcut, foarte bine că i-a făcut, și lângă el o să construiască o clădire care nu are absolut nicio legătură cu zona. Am înțeles. La asta mă refer. Am înțeles. Și localnicul. Că și localnicul. Când suntem săraci numai din punct de vedere... Suntem săraci din cauza lipselor de informații, de cunoștințe adecvate. Da. E ușor. Geamul, termopan... Dar sunt soluții legale care nu-i neapărat să deschizi o pensiune, da? Doar îți autorizezi bucătăria, de exemplu, nu? Da. Deci poate că au o bucătărie de vară, să zic, da? Pusă undeva afară lângă un șopru.
și localnicul poate să-și autorizeze, nu știu, se merge la Sanepid sau nu știu dacă nici acolo trebuie, nu, la finanțe undeva, da. Sanepidul vine, vede de, chiar și, de da, îi spunem aceste informații pentru telespectatori, se autorizează și poți să dai o mâncare omului acasă. Asta da, ține de mâncare. Nu cazare nu... în fân, zice, nu. Da, mă rog. De multe ori am fost în zona între Galde, în zona Cib, în zona, am preferat, mergând cu rucsacul în spate, bine. Asta e frumusețea. Da, și dormeam în fân seara, da. Nu, o fa- nu faci lucrul ăsta, de exemplu, dormit în fân, nu-l faci zilnic. Corect. Dacă îl faci de 4-5 ori pe an, eu vorbesc de mine care ies aproape în fiecare weekend, dar dacă alegi, de exemplu, un sejur, eu cred că o zi, într-un an, dacă vin apusem, poți să dormi în fân. Eu sunt care au alergii, sau nu vorbim despre... Da, așa este. E așa un hamac, sau mă rog. Adică... Hamac sau pături. Găsești soluții pentru... Da, dar dacă ați... De asta spun, exact cum ați spus dumneavoastră, da? Sunt informații care oamenilor le trebuie. Da, dacă aveți un ghid din ăsta pentru oameni, să-l împărțiți, să spunem, poate că mai mulți ar fi disponibili să primească turiști, de exemplu. Da? Atunci cred că ar fi și interesant să fie aici, zona lor curată. Aici am ajuns la o... Ne lipsesc bunele exemple. Adică nu avem cunoștință despre... Da. Au făcut, să zic, un prieten, nu-i dau numele, în zona Bihor, au cumpărat 5 căsuțe tradiționale, le-a renovat în stil clasic, bine, dotate cu băi, tot ce trebuie, și și-a deschis o afacere și trăiește din turism. Foarte bine. Frumos. Deci lumea nu are exemplele astea pe care să zică, uite-te acolo, omul ăla a putut. Adică asta ne lipsește și în alte cazuri. De exemplu, la o renovare a unui monument istoric. În afară de, nu, ce știm, de biserici, clar, bisericile de lemn, așa, foarte bine. Dar sunt și alte case care, prin statutul de monument istoric, ridică valoarea. Se păstrează tehnicile tradiționale de folosire a materialelor, care, după aceea, dacă alegi să o folosești în turism, crește și valoarea prețului cu care se poate caza. Nu neapărat trebuie să fie opțiune să alegi să fie monument, dar se poate câștiga din tehnici tradiționale, din cazarea în case tradiționale, reabilitate cu tehnicile. Am văzut oameni care vin și fac voluntariat ca să învețe tehnicile astea pe care... Aveți dacă nu facem ceva, niște contacte? Da. Bun. Deci la dumneavoastră, la asociație, găsim da, contactele acestea. Deci pentru cei care doriți, într-adevăr, să fiți ajutați pentru că angajat nu mai găsim, uite, găsim voluntari. Foarte frumos. Da, se poate. Niciodată nimic nu e ușor. Adică, nu, ușor e foarte bine încine, că am parcurs acest lucru, da? Deci domnit, mâncare, peisaj, poveste. Deci fiecare să-și învețe povestea, da? S-o știe foarte bine că asta sunteți și dumneavoastră, culegători de povești, da? Ca să da, prezentați turiștilor și oamenii chiar să vină să guste efectiv aceste lucruri, oameni și tradiții. Foarte, foarte frumos. Hai să mergem mai departe. Da, da, ce e ciudat că imaginea asociațiilor a, nu știu cum s-a întâmplat, de o cam pierdut teren așa. Cred că cu acuzațiile cu Soros, cu protestele, cu... Deși una dintre asociațiile mari din România controlește un spital, adică n-au rezolvat toți guvernanții și acea asociație... Da, asta e... Controlește un spital în România. E foarte bună. Deci, cumva asociația a pierdut un pic de imagine, pentru că e foarte greu dacă nu ai proiecte să ții oamenii alături. A fost la un moment dat 120 de membri, acum să zic că suntem 30, din care activ mai puțin. Dar am învățat să căutăm. Eu știu pe el, care știe pe el și care știe. Și pot să dea o informație mult mai adecvată. Adică ceea ce fac, nu știu, zic, agențiile de turism fac și ele ce fac bine pe anumită parte. Da. Dar ei sunt restricționați de anumite lucruri. Noi nu. Cum, ce mai avem? Am zis Arieșeni, Scărișoara, ce mai avem? Păi trecem în zona Albac, declarată stațiune turistică. Avem trasee peșteri, vârfuri, a construit un refugiu turistic, nu știu în ce măsură e folosit, dar înainte, din ce știu, singurul refugiu turistic a fost făcut de noi în zona Zlana și apoi, pe partea de construirea centrului de informare turistică, au mai apărut câteva refugii turistice, nu știu stadiul de funcționare al lor. Știu că în zona Mogoș, în zona Albac, foarte importante să le pui la dispoziția turiștilor. Normal.
E o cazare, bine, regulile pentru refugiu turistic e o cazare la limită, dar nu te plouă, e da, cald. E refugiu, da, gata. E refugiu. Frumos. Câte refugii sunt în Munții Apuseni? Asta, ce știu, doar cele construite pe lângă centrele de informare. Așa era un gen de proiect. Am înțeles. Și al nostru. Adică, al nostru? Refugiu Săruni. Adică, unde este? A fost dat exemplu undeva și la Cluj, la universitate, în zona Zlana, în zona masivului Dâmbău. Da. Am plecat de la o idee, un pic s-a diversificat, în sensul că clădirea principală e închisă, oferim cheia, cerem niște informații, să ne dăm seama ce fel de oameni suntem, da, avem un grup țint, adică iubitorul de munte, montaniazi, așa, da, grupuri organizate de... și am construit și o clădire mică lângă, care e permanent deschisă, dacă oamenii ajung acolo, pot să și dorm acolo, fără probleme. Mm-hmm. Frumos. Deci avem câteva, cam puține, nu? Refugii? Da, mie mi se pare la... suprafață de zona montană pe care avem în județ sunt foarte puțini. Foarte puțin. Foarte. Normal. Foarte. Deci trebuie să ai undeva la vreo 4 ore diferență un refugiu, nu? Mergi pe jos, zic eu. Asta ar fi un ideal, cred că. Adică dacă s-ar putea ca atunci când eram mai tineri și făceam zona de creastă a Făgărașului, așa. Ne întâlneam cu niște montaniați mai în vârstă care legeau un rucsac ușor și mergeau din cabană în cabană. Da. La vârsta lor era... Da. Nevoie să-și ușureze și plăteau serviciile la cabană. Adică, cazăm, noi mergeam cu cortul și cu ne căream în spate tot ce aveam nevoie. Da. Asta este un, nu știu, o activitate foarte relaxantă și tonifiantă și tot ce vrei. Da, sănătate. Sănătate, da. Cred că ar, pe tinerii din ziua de astăzi care sunt oarecum între ghilimele robiți de telefon, da? Sau paralizat de telefon, cred că asta i-ar scoate un pic din... să vadă și cred că asta văd în jur, din păcate. Da. Era o poantă în care a venit zăpada și taică s-o arăta lopata fiului și zicea, pentru asta nu există o aplicație. Da, dar și pe munte putem să ne bucurăm de aplicații și de folosirea informațiilor. Avem aplicații pe GPS, localizare, aplicații speciale cu traseele. Deci, practic, tu trebuie să urmărești. Pe lângă folosire, tot timpul am menționat folosirea și hărților clasice vechi, pentru că da, telefonul se mai descarcă, da, locația câteodată bate, câteodată bate, dacă nu ai harta din spate, dar da, se pot face extrem de multe aplicații. Poți face, de exemplu, am văzut cineva încearcă acum să facă o aplicație, în momentul în care nu știi să iei stânga sau dreapta, îți apare exact locul unde ești și te direcționează. Deci se pot face foarte multe. Lucrurile astea sunt foarte greu de făcut gratis. Da, corect. Revenim în câteva momente, dragi telespectatori, luăm o mică pauză. La Clarfon beneficiați de o reducere de 1.008 lei valoarea asigurării CAS la aparatele auditive Sonova. Gratuit, baterii pentru un an și testarea gratuită a auzului. Clarfon, your future sounds. Știai că o mare cantitate de vitamina C se pierde atunci când ele sunt gătite? Din păcate, corpul nostru nu poate produce vitamina C. Iar dacă consumul de legume și fructe e redus, depozitele de vitamina C se epuizează. De aceea, atunci când sursele naturale nu sunt suficiente, te poți baza pe Centricor 1000. Ai grijă de tine cu Centricor 1000. Centricor 1000 este bogat în vitamina C și contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, a sistemului nervos și a sănătății psihice. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Clinicile Dr. Holhoș oferă investigații, tratamente și intervenții chirurgicale oftalmologice la cele mai înalte standarde de calitate în Alba Iulia, în Turda și Mediaș. Printre afecțiunile oculare care își găsesc rezolvare se numără cataracta, afecțiuni ale retinei sau reducerea dioptriilor prin operație laser. Operația de cataractă este cea mai frecventă operație, necesită schimbare de cristaline. Noi facem peste 2000 de operații de acest tip la noi în clinici. Ce
Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complete Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu mestea Cănului, Alba Iulia. La Complete Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe pagina de Facebook Complete Pizza. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Număr de contact găsiți pe Facebook Thomas Car Wash sau online. Te așteptăm și la spălătorie în spatele Casei de Cultura Sindicatelor. Spălătoria Auto Thomas. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Vlaj. Viva! Calitate și durabilitate! Dieta obișnuită s-ar putea să nu acopere necesarul de vitamina D. Pentru a atinge aportul de vitamina D, trebuie să consum cantități mari de alimente în fiecare zi. O altă sursă de vitamina D este expunerea zilnică la soare, greu de realizat iarna. Există o soluție inteligentă. VitaGamma contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar, a oaselor și mușchilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Construim Centrul Pediatric Național Maria Beatrice la Alba Iulia, în inima României. Un concept care pune familia în centru, alături de copil. Noi am ajutat peste 3.000 de copii în ultimii 8 ani. Cu ajutorul tău putem să schimbăm viețile a peste 2.000 de familii în fiecare an. Trimite SMS cu textul VREAU la 8845 și donează 2 euro lunar. Susține și tu un altfel de spital în cealaltă capitală. Detalii pe mariabeatrice.ro. Începând cu data de 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică s-a liberalizat. Ai dreptul să alegi un furnizor din piața concurențială în mod gratuit, fără costuri sau modificări de ordin tehnic. Pentru alegerea unei oferte de furnizare optime, clientul casnic poate adresa o cerere de ofertă oricărui furnizor sau să utilizeze comparatorul de oferte de pe site-ul ANRE. Campanie de informare susținută de ANRE. Am revenit, domnilor și domnilor, suntem împreună cu Adrian Puiuleț de la Agenția de Turism, Asociația de Turism, Ecologie, Trascâu Corp, zona Zladna și așa mai departe. Deci am zis că munții Apuseni au multe puncte de a fi vizitate, da? Vârfuri, peșteri și mai ales trasee. Cam la nivelul de trasee, cam câte trasee sunt în munții Apuseni, să spunem. Hai să luăm și pe bucăți. Metaliferi? Putem să zicem că sunt 90, în jur de 90, sunt solicitări pentru lărgirea acestui număr, dar una e să fie, de exemplu, 90 de trasee de 3 km și una e să fie, de exemplu, 90 de trasee din care, să zic, de exemplu, unul are 42 de km. Are? Da, de exemplu, traseul de creastă care pleacă din Cluj, traversează munții Trascău, apoi trece Metalifer și urcă pe Găina și coboară la Curbăta Mare, coboară în Areșeni,
Are doar o bucată și are 5 secțiuni, vreo 40 și ceva de kilometri. O bucată? De creastă, da. Practic deci traversează... 4-5-200 de kilometri? Da, undeva acolo. Și are același marcaj? Da, același marcaj și poți să pleci. De exemplu, am făcut o expediție, un concurs pro natură organizat de Consiliul Județean și am creat un cerc de turism la liceu din Islanda. Și una din probele de concurs, ideea nu era neapărat de concurs, ci de a învăța copiii să-și petreacă timp în natură, să desfășoare activități în natură. Am plecat de la Zlana la Reșen, pe jos, cu cea unul în spate, cu rucsac, și am făcut 5 zile și pe GPS a fost 98 de kilometri. Deci se poate, este traseu. Da. De la Zlana la Reșen. Da. De noi același traseu. De la Zlana am urcat până unde am intrat în Banda Roșie și apoi am continuat până la Reșen. Deci Banda Roșie. Da, pe traseu ține curva. Și este întreținut, că... găsim Banda Roșie. Da, da. Păi l-am finalizat practic cu 2 ani, dar de atunci a trebuit să intervenim în anumite zone. De exemplu, a fost furtună și da, doborător de copaci. Trebuie să intervenim în zona D și să curățăm traseu. O muncă titanică. De exemplu, am tăiat mărăcini cu drujbe profesionale, cu fierăstrăie. În 2 ani trebuie să mergi. Dacă nu dai cu soluție ceva să dispare, e afară din nou. Așa este. Plus că dispar stâlpi de metal, dar asta nu-i vina mărăcinilor. Deci, totuși, cineva cu interes se mai pot duce pe acolo. Da, de asta... Eu mă refeream că merge să mai vopsiți. Da. Și vopsit, curățat, doborături, da, montat stâlpi unde, de exemplu, s-au făcut intersecții de drumuri care inițial nu au fost. Drumuri forestiere, drumuri de... Trebuie pus un stâlp indicator. Da. De asta recomandă tuturor turiștilor care folosesc să folosească cât mai multe modalități de informare, de la harta fizică, aplicații, informații de la centrele de informare turistică din zonă, de ce nu? Adică cu cât ai mai multe informații și bune de la surse credibile, sunt foarte bune. Deci avem peste 90 de trasee. Cam da, lungime totală, știți? Nu mi-a fost frică să fac un calcul. Sunt mii de kilometri. Mii de kilometri de traseu montan. De la un traseu simplu de, să zic, traseu de acces, să dau un exemplu, la Detunată. Da. Acum se poate ajunge, s-a asfaltat drumul, se ajunge cu mașina, să zic, la 10 minute de Detunată. Traseul din drum, dacă îl făceai, făceai cam o oră, da, urcarea pe vârf, să zic, 20-30 de minute, cu grijă, și coborât înapoi încă 30 de minute. Deci un traseu destul de ușor. Să zic, un traseu de acces la Cascada Pișoaia, de la Vidra. E un traseu foarte simplu de unde lași mașina, 10 minute de mers spre jos, nu e pantă, doar chiar acolo înainte de cascadă. Vezi un peisaj extraordinar, a fost chiar de curând să fac niște poze, era încă cascada înghețată. Deci 10 minute, nu trebuie neapărat să alegi soluțiile cele mai, cum să zic, complicate. Adică... Deci sunt pentru tot, orice da, picior și, există... Și încercăm în viitor să dezvoltăm și trasee mai simple. Nu sunt gândite neapărat pentru... cu oameni cu familie, cu copii mici, cu mari. Pe măsură ce le e mai ușor ca, cum să zic, desfășurare, trebuie amenajat și cât mai bine. Adică am înțeles, de la o pantă care nu o îndreptai sau aici trebuie locuri de odihnă, mai multă semnalizare și trebuie și avut grijă de ceea ce facem. Adică da, dispar stâlpi de metal an de an, adică trebuie să mergem să-i înlocuim. Și sunt tăiați cu fierăstrău, cu flex. Trebuie cu... duși în spate. În unele locuri în spate, da, în unele locuri. Acum, din fericire și din păcate, multe zone sunt accesibile cu auto 4x4 și ne mai ajutăm. Înainte, de exemplu, țin minte cu 2003, cu 18 ani, am marcat traseul de la Zlana la vârful Dâmbău, cel mai înalt munte din Trascău și acolo la noi la Zlana, am cărat nisip, ciment, stâlpi, indicatoare cu spatele. Păi, îmi dau seama. Da. 6 ore, 7 ore am făcut cu greutate în spate, cu așa greutate în spate. Că nu era așa. Care ar fi mai greu accesibile sau niște trasee mai dificile? Păi, acum cele mai dificile trasee apar acolo unde sunt zone mai dificile. Munții Trascălui, de exemplu, beneficiază și numai și metaliferii de
zone chei, de exemplu. Așa. Care din cauza modului de formare sunt mai dificile. Sunt poteci, de exemplu, vechi, care unele au fost transformate în trasee turistice, care erau folosite de localnici, de acces, de trecere de la localitatea alta, pe undeva, de exemplu, în Cheile Râmețului. Așa. În Cheile Râmețului este un traseu suspendat pe o brână, brâna Caprei, spune, care undeva la 200 de metri deasupra apei, acolo se ajunge traseu, care nu e recomandat oricum, cine are frică de înălțime, cine nu știe să cațe un pic. Ceva cabluri, sunt lanțuri. Cabluri, da. Sunt? Da, sunt. Așa. Și se mai schimbă și ele, se mai distrug. Dar nu zic că dar aceste noi. Zone au și o plancardă, uite, da. Nu știu, coama Caprei sau cum ai spus mai devreme, sunt, da? Sunt, da. Scrie undeva. Printre cei care, de exemplu, sunt pasionați de Cheile Râmețului, știu exact, sunt cele două trasee, traseul pe apă, de traversare. Și, de exemplu, și traseul cel de care ziceam Brâna Caprei era folosit de lecalnici ca să treacă în cătunul din amonte de Cheile Râmețului, cătunul Cheia. Așa. Mai sunt doar 2-3 oameni trăiesc acolo. O bisericuță. Scrie undeva, Cătun Cheia. Da, da. Pentru că e foarte important. Omul da. Zice, bă, uite, am fost la Cătunul Cheia. În ultimii ani se bucură mai mult decât a fost dacă mergea la Washington. S-a mai schimbat și din cauza interesului Consiliului Județean Alba. Că au început să cumpere materiale, să dezvolte traseele, pentru că e și în responsabilitatea lor. Trasee mai dificile. Cățărare avem? Pe traseul turistic se cam oprește acolo, adică pune niște ajutoare, da, așa, exact. Și ca să poată traversa anumite porțiuni destul de reduse, unde deja sunt probleme mai dificile, sunt trasee speciale pentru alpinism, escaladă sportivă. În altă parte, în afară de Cheile Râmețului, mai sunt așa cu cabluri, lanțuri? Mai avem și în Cheile Cibului o zonă cu scări, mai avem în Cheile Glodului. Sunt porțiuni. Da. Deci mai sunt, dar da? Se știu despre ele, adică se specifică și în fișa traseului. Deci vrem să mergem, vă sunăm pe dumneavoastră la telefon, da, păi, dăm o locație dacă este acolo. Da. Este o aplicație destul de bună. Dacă se poate, eu spun, dacă nu, nu. E gratuită. Cei de la Munții Noștri au făcut o aplicație, e gratuită. Cum se numește aplicația? Munții Noștri. Munții Noștri? Da, se găsește pe App Store. Munții Noștri au o poartă, noi cercem din poartă în poartă, da? Aplicația e gratuită, dacă dai drumul la locație, te vede unde ești și știe și pe ce traseu ești. Sau poți alege deci de la ce acolo sunt urmări. Și traseele, da, și toate descrie. Astea 90 de trasee sunt acolo. Da, în... Pentru că prin natura meseriei și activității pe care o fac, am colaborat cu ei și da, încearcă să fie la zi cu toate informațiile care apar. Dacă s-a făcut un traseu nou, dacă... Frumos. E aplicație gratuită. Acum, cum se susține, nu mai e problema mea, dar... Da. Revenim la cățărat. Câte zone de cățărat sunt în zona Apusenilor? Păi dacă luăm numai Valea Ampoiului. Așa. Plecăm de la Alba către Zlana, da, să plecăm de la... Mă rog, aici sunt niște... De la Ampoiță. Da. Clipele de calcar. Așa. Aproape pe fiecare... Unde s-a pretat, da, de exemplu, carcare de la Valea Mică, nu s-a pretat pentru alpinism, pe scradă nu s-a făcut, dar... Sunt pietrele Ampoiței, da. După aceea este piatra Boului, sus în vârful dealului. Așa. După aceea e piatra Bulbuci, niște trasee și piatra Peșterii, dar nu au fost, bine să nu mai zic, de Cheile Ampoiței, Cheile Caprei, care sunt tot pe Valea Ampoiului. Așa. Deci sunt numai în zona de Valea Ampoiului, sunt multe zone de cățărat. Alpinism, escaladă. Da, să avem dar și sunt peisaj, și în Cheile Mănăstirii, lumea mai confundă acolo Cheile Mănăstirii, care sunt aprobate de mănăstire, și Cheile Râmețului, care sunt undeva în amonte. Deci județul Alba e plin și nu folosim destul informațiile. Trasele sunt, multe dintre ele sunt refăcute cu asigurări de tip nou. Nu folosim, mie mi se pare că nu folosim suficient. Da, cred aici că... avem și un pic de infrastructură, adică da, mai bună decât... Da, oamenilor acum le mai place mai mult sărbăticie decât foarte mult pus la punct. Adică, dar și aici ar trebui educată, să spunem așa, populația care vrea să meargă pe locuri mai sărbatice, să nu devină foarte, foarte umblabile, să spunem așa, da, încât să devină iară cu multă mizerie și tot felul. Problema e destul de simplă. În momentul în care se merge pe pedes mult și pe jos, impactul asupra mediului nu este mare. Și te civilizează oarecum. Și
te civilizează, ai un respect și de obicei cei care alerg, aleg zonele, nu le aleg din alte motive. Le aleg tocmai pentru liniște, pentru momentul în care se intervine cu ATV 4x4 deja era... O să ajungem și la, da, și la faza asta. Da. Am zis acum să mergem pe partea de pe jos. Plus că este și alt turism care noi nu-l folosim. Multe din cheile de care vorbeam din Munții Trăscău, Munții Metaliferi, sunt arii protejate, sunt declarate arii protejate. Și se poate face un alt turism, sunt specii de fotografiat vorbesc, nu de luat acasă. Da. De, de exemplu, floarea de colț. Este în Apuseni? Da, între Gardă și în Cheile Râmețului. Sunt și la Vidră, este pe Stură, acolo sus. Sunt mai multe zone în care este... Când apare? Nu mai țin minte, am prea multe informații. Da, mă rog. În august. Da? Și între Gardă, de fapt, între Gardă crește la cea mai joasă altitudine din Europa. Doar 590 de metri undeva în zona asta. Dar cred că am văzut în Râmeț și mai jos. Da, da, floare de colț. Dar nu, nici turismul ăsta nu e pentru oricine. Adică dacă te repezi ca la narcisele de la Negrileasa, ca să dau un exemplu, că sunt foarte nervos pe partea de... Vă rog, dați-vă de drumul, la Negrileasa, dați-vă drumul. Nu o să ajungi niciunde prea departe. Adică ele ce au un rol, să le vezi. Noi am avut în custodie 14 ani. Nu știu ce să zic. Și implicare, autoritățile locale se implică. Dar nu... Cumva nu sunt rezultate. Să se implice. Nu sunt rezultate. Și au fost rezultate, cum să zic, pas cu pas, 20 de ani de zile. Pas cu pas, mici, mici. În fiecare an același certuri, pentru că sărbătoarea se ține acolo și trebuie neapărat peste narcise, să intrăm cu... Problema apare de la pășunat, înainte de a... Da. Că nu se respectă o anumită perioadă în care, domne, acum azi narcisele, nu te bagi. Corect. Dacă nu funeață. Nu s-a înțeles, s-a făcut studii în care le spune că avem o problemă. Au tăiat șnepenii cumva încurcă narcisele. În studiu scrie, domne, nu încurcă. E un, da, cumva un sistem de protecție. Nu. Corect. Tragem lemne prin rezervație. ATV-uri. Problema e mult mai complexă și dacă nu se implică mai mulți, o să le pierdem. De exemplu, acum spuneam și celor de la Bucium. Ei mai au doar 3-4 narcise la ei pe teritoriul administrativ al comunei Bucium. Ele au migrat. Au migrat la Zlamna. Da? Da. Au migrat la Zlamna. Să se ducă? Da, pentru că au fost bulbul prin care ele se mulțesc, a fost și când s-au mulțit mai spre stânga, să zic așa. Am înțeles. Da, trebuie făcut ceva, dar nu știu, odată după părerea mea, drumul care prin rezervație anulat, făcut alt drum care să evite rezervația, îngrădit, stabilit, da, o metodă de pășunat. Deci în perioada în care nu intră nimeni și apoi când, dacă se va face o sărbătoare, am zis, n-ar fi mai frumos vii și pe unde îți facem noi cărarea, ca să te primi printre ele, să le simți mirosul. Da. La plecare îți dăm trei, dăm. Dau un exemplu. Trei narcise pe care ți le dau să le duci tu acasă, să ai amintire și dăm o vedere, o insignă de cât ai protejat. Da. Frumos. Deci eu am fost 20 de ani de zile, dacă să mă credeți că am fost și cu copii de liceu. Așa. Pe care încercam să-i învățăm în viitor, viitorii rangeri. Păi era foarte bine, dar... Când era începutul sărbătorii, lumea îi felicita, că vin de mulți ani, așa, și apoi săreau cu săcurile, după ce... Adică nu-i normal. La început, sunt foarte nervos pe tema asta, așa că jandarmeria avea atribuții, prin lege. Așa. Scria atribuții de sancționare cu custodele rezervației, jandarmeria română. A venit un domn jandarm și acum știu, cu un echipaj de 5 oameni, foarte bine pregătit, o scos cartele, carte diferite, atribuțiile, jandarmeriile, în arele protejate. Legea, care e zona, așa s-a dus frumos, o vorbi cu oamenii. Dacă nu intervenim cu alte probleme, s-a liniștit, o fost foarte. Anul următor, în lege, au dispărut atribuțiile jandarmeriei. Și alte, au venit jandarmii, n-aș la ce vin. Adică erau pe acolo numai așa, ca să ne dea în cap sau... De ei n-au văzut florile, n-au văzut... Dar nu mai aveau atribuții legislative, erau trecuți la alții. Și dacă normele metodologice de aplicare a legii nu se specifică clar, jandarmeria, e practic numai dacă e problema. Adică bătăi, turburare, ține de județul Alba? Da. Păi, acolo, uite aici, cred că acolo este Poiana Narciselor. Da. Sunt super, foarte frumoase. Avem doar două în județul Alba. Așa.
Nu știu dacă se mai merită să le zic unde sunt situate, pentru că... Acum vreau să vă întreb unde sunt ghioceii, că acum e chiar că e zona lor, timpul lor de... Puse cam peste tot. Este tot? Da. Am văzut poze frumoase prin la ghioceii, dar tot așa. Nici nu știi să le spui unde sunt, păcat că sunt tratați așa. Prin lege nu sunt specie protejată. Bine, și acolo trebuie cu simț. Nu înțeleg asta, mania de a rupe și a duce acasă. Bun, duci unul, doi și... Dar mie mi se pare că frumusețea adevărată e acolo, să-i vezi da. La ei acasă. Ca și cum ai lua un moț care a trăit 60-70 de ani la Puseni, a lucrat la fân și l-ai duce în oraș, în centru și l-ai prezentat, domnule ăsta. El rămâne același, el are inteligența și aptitudinele lui sunt aceleași, dar nu mai e același lucru, adică. Deci am mers pe jos. Cu motocicleta? Sunt... acum, n-are rost să ne ascundem, turismul pe motocicletă, pe șoselele, e destul de periculos în România, dar fiecare își asumă. Dar avem parte de ATV și de motocicletă enduro. Așa. Cross, care nu e reglementat, adică e reglementat. În sensul de interzicere. Adică în afară de drumurile unde trebuie să ai carnet, restul zonelor sunt interzise, în fond forestier. Lumea, dar n-are cine să aplice legea. Și oricum legea mi se pare că e mult prea restrictivă. Adică bun, înțeleg nevoia așa oamenilor ăștia, nu? Și ei. Eu am întrebat dacă dar sunt, trebuie de exemplu, reglementate. Zone trase... De asta zic, eu nu știu să fie și de multe ori am discutat și cu primar și cu și ne-am spus. Dumneavoastră trebuie să reglementați, alegeți un traseu care nu distruge sau unde poluarea nu afectează, să zic, fauna, flora, pensiuni. Tocmai da. Pentru că nu s-au făcut lucrurile astea, au apărut, parcă la Moaici am văzut, că pe raza stațiunii au interzis, total. Posibil, dacă... Tocmai pentru că nu s-au făcut reglementări, pentru că, da, eu fac ce vreau, unde vreau eu. Păi e chiar așa, adică... Ați văzut că au fost probleme și în zona Reșeni. Nu se respectă proprietățile, nu mai contează. Și eu, putere, deci trebuie făcut ceva, nu dau vina numai. Printre toți oameni sunt oameni buni care sunt motocicletă, care au un respect, se duc exact numai pe drumul forestier. Așa. Folosesc motociclete de tip enduro, nu cross, care poluează, așa. Bine, până la urmă, cred că se va întâmpla ceva, nu? O să vedem ce o să fie. Dar trebuie și din partea, să zic, stă minim un traseu. De exemplu, nu înțeleg cum ai făcut firmă de închiriat ATV-uri, să zic, care e ok, ca idee de afacere, pe unde merg celor care le închiriez? E reglementat la nivel de OAT-ul, unde tu, de exemplu, își desfășori activitate. Păi poți să-i găsești oriunde. Dacă închiriez ATV-ul, nu știu unde merge cu el. L-am închiriat ATV-ul, nu? Da, dacă s-ar aplica legea, ar trebui să meargă doar pe drumuri comunale, drumuri... Nici m-am interesat prea bine. Ce... Da. Dar în rest n-ar trebui să... Deci sunt zone specifice pentru enduro, pentru la cross, piano, pentru... La piano parcă s-au făcut, iau și un concurs. Așa. Și s-au făcut un anumit traseu pe unde, da, au și cu greutăți, de da, corect, obstacole, de... Corect, că na, oamenii vor, le plac, se antreneze. Ce mai mult am zis, dacă toți sunt oameni pasionați. Așa. Și eu am avut motociclete enduro. Și eu am avut, da. Sunt zonele care au fost zone industriale, da. În care și așa poluare, distruge, amenajează acolo cu obstacole, ai și suprafețe mari de câteva hectare, în care poți face circuite întregi. În care e vorba de îmbinat natură cu cortul, cu... Dacă vrei să vezi, de exemplu, o căprioară, cam greu vezi de pe motocicletă, adică de obicei poți să mergi până într-un loc, de exemplu, cu motocicleta, oprești și știi unde ar trebui să știi cam locul unde să mergi, dată. De obicei, căprioarele și altele nu prea se împacă cu zgomotele. Zgomotele, da. Cum fiecare depinde ce vrea să facă. Că vrea numai să învingă muntele, cum mai zice cineva, și după aceea și-o spar baia de ulei la mașină, da, el... Nu putem... De asta, și ideea asta de, să zic, de arii protejate. Da. Unde și... Tele de copaci să se facă, adică ar trebui să se regenereze natural. Nu putem chiar peste tot. Pentru că am văzut că... Trebuie să devenim cu înțelepciune, da? Să ne folosim, să ne bucurăm de ele și generațiile următoare. Să studiem
ce e acolo, ca să știm exact cum va trebui să... Și da, asta e și ideea. Pentru generațiile următoare și pentru noi. Pentru că s-ar putea ca la un moment dat din toată planeta asta să respire numai chiar punctele astea în care trebuie avut grijă de ele. Care respiră pentru tot restul. Da. Off-road-ul? Off-road-ul are rolul lui. Am văzut oameni și oameni. Am văzut off-roadiști care cu clienți care foarte, foarte ok. Au un anumit traseu, așa. Știu unde le dau emoții, da? Și unde oprire cu tururi ghidate la monumente istorice, situri. Deci se poate. Deci sunt așa ceva... Dar noi nu avem reglementat. Sunt mai pe sub mână. Acum, până la urmă, bunul simț ar trebui să reglementeze da, foarte multe lucruri. Da, dar bunul simț... Păi nu, deci aici facem apel ca să-l activăm, că până la urmă... Deci dacă am reglementat cumva, dom'le, sunt anumite zonuri aici să recomandăm, că ar trebui stabilit da. Foarte clar. Perimetrul ăsta, bun. Nu mi se pare ok, de exemplu, să treci printr-o arie protejată sau să dai și aviz de la instituția ale statului prin care permiți organizarea un concurs, să zic, de off-road printr-o arie protejată. Ce protejată mai? Despre ce vorbim? Adică... Da. Alte sporturi, să spunem așa, ce ar mai fi? Păi... Eu județ... mai știu, numai că vreau să aflu de la dumneavoastră. Păi în județ practică mai multe. Nu, e vorba de îmbinat natura, îmbinat zona, da? Localnici, exact cum a zis dumneavoastră aici, povestile, oameni, tradiții. Păi acum mulți au pe ciclism, mulți. Așa, ciclism. Accesul la biciclete performante nu mai e ca pe vremuri, în sensul că nu te mai poți apropia. Mulți folosesc biciclete atât de performante pentru oraș, când ele au costat, să zic, 1.000 de euro. Da. Poți. Deci sunt trasee și pentru cicliști? Da. Acum, practic, noi nu avem reglementat în România. Acum suntem în fază de a reglementa. Deci trasee cum să zic, specifice pentru... Noi nu avem reglementat. Au făcut în anumite zone. Să zic, în Sibiu, o zonă de 15... Pentru că altfel nu poți pe orice traseu, să zic, turistic, să pui biciclete. Pentru că pot fi zone periculoase pentru biciclete, mai ales de cât mai tare. Dar eu știu că acum este în zona de a reglementa, de a face o semnalistică specială, da. Niște standarde referitoare la amenajării. Acum, cu bicicleta... Tot ce s-a făcut până acum, știu că am prieteni și la Cluj, din ce știu eu, dacă greșesc, să mă ierte, dar nu cred că greșesc. Au fost un fel de pionerate. Adică așa începe orice. Au luat standardele de la nivel european, da. Au încercat să le implementeze pe porțiuni mici sau cât au putut să își asume. Adică, vrem să facem 15 km, facem 15, ar fi avut posibilitatea. Cu bicicleta poți pleca de la asfalt până iar la asfalt, să spun. Da? Da, poți traversa. Cu pe josul, adică când mergi pe jos, ai vrea să pleci de undeva, de, să nu mai mergi pe unde e asfalt, da? Să mergi numai pe unde e de picior. Da, orice. Dar acum noi ne grăbim foarte mult. Așa este. Puseni nu prea merge cu grăbit. Acolo trebuie să stai, să povestești, să vezi locul. Să devii ardelean. De țuică, să... mânci o plăcintă, să pui și mâna un pic pe coasă, nu are nimic. Așa, dacă rup la așa, o cumperi. Așa. Înainte mergeam, de exemplu, și creasta Făgărașului. Plecam din... Mergeam, să zic, și cu mașinile am fost după aceea a doua oară peste câțiva ani. Lăsam mașinile într-un locul cam, făceam toată creasta, pe aia veneam la ocazie șoferii, recuperam mașinile și ne mergeam înapoi. Deci nu e o problemă dacă vrei. Da. Mergeam cu trenul. Cu trenul, da. Da. Cât era din altă de la Sebeș până... La Suru, ne? Da, știu. Ce mai avem aici? Deci avem off-road, motociclism, zone frumoase. De exemplu, pentru cei care vor să învețe, nu știu, care au și sânge mai tare parapantă la zona Râmetii. Aici este, da, parapanta este aici. Deci se poate face, bănesc că și în alte locuri, nu știu, în județ. Trebuie să vedem cuvântul, cum stăm la parapantă, e cuvântul. Păi da, dar trebuie învățat ca orice lucru și sunt nu, unde poți în tandem. Potențial de parapantă. De păi da, dar acolo știu că e zona cea mai
din județ, nu prea mai știu un județ în altă parte. Pe... Și tot prin Cheile Turzii mai făceau și undeva la Uroi, la Simeria. Și aici pe Sebeș, la... Da, da, la Râpa Roșie. Râpa Roșie, da. Da, de dreptate. La Râpa Roșie mai fac. Da. Și pe Uroi, da. Și poți ca și experiență în tandem, adică... În alte părți mai sunt așa zone pentru... Sunt. Înseamnă, unde? Dar... La Zlana? Nu cred că nu s-a... Ah, da. Sau la apropierea vârfului Dumbău cu vizibilitate către Zlana, acolo e plecarea undeva. Așa. Ții minte acum câțiva ce faci să pleci de acolo și să aterizezi ce mi s-a părut frumos, au plecat, au prins curenții de aer și au plecat către Cluj. Cel care a mers cel mai mult în pădure în Făget, lângă Cluj, au ajuns. Da. Și care de la Zlana zis sunt 70 plus. Zic că vreau 90. Și se poate merge cu ceva, nu știu, mă rog, 4x4 din Zlatna până acolo sus, la, da. Adică la sunt, decolare? Sunt anumite zone în care poți ajunge până în o anumită zonă pe forestier, la un moment dat pe jos. Nu ai acces chiar peste tot. Pentru că pe Oroi asta faci, da? Cu toate că e mic, e foarte mic. Da, nu ai, da, cât ai oamenii să bucură, da? Da, merg cu mașina... Dar aici vorbim de lucruri mai specializate, adică... Dacă vrei să te bucuri de experiență, alegi un tandem și te duce, practic, cel care se pricepe. Da. Dacă vrei să înveți, să practici acest sport, atunci trebuie să mergi un pic în jos. Nivel, adică încep de munca de jos, principiile de bază. Merg împreună. Da. Merg împreună. Da. Și natura, și relieful, și bucuria, bineînțeles, și next level, da? Mai învăț ceva. Pentru că asta este în vogă acum. Chiar mai trebuie să mai învăț. Învăț o nouă meserie, învăț un nou sport, învăț... câteva lucruri care mă reprezintă, mi-aduc, să spunem, împlinire în viață. Nu? Că de asta și facem această emisiune pentru educația, pentru educarea oamenilor. Cele mai așa. Frumoase sporturi, care și mie îmi place, biologia, deci... Alt sport. E sport, dar are și partea sportivă, pe lângă partea de cercetare, de știință, a cercetării peștelor, a faunei, așa, a modelării pământului, partea subterană. Este și partea sportivă, practic de o traversare, de o bucurie, de o peșteră, poți să mergi. Dar unii nu sunt atrași, unii sunt atrași de înălțime. Nu, bineînțeles, unii sunt de înălțim, de exterior, alții sunt atrași și de interior și de exterior. Adică, peșterea e diversă. Deci sunt. Cel mai spectaculoase, bineînțeles, sunt în zona munților Bihor. Acolo? Da. Sunt cele amenajate, sunt și neamenajate. Dar pe raza județului Alba? Da, pe raza județului Alba. Sunt peșteri? De Gârda, da, sunt mai multe acolo. Dar se intră, la cele neamenajate, se... intre pe bază unei autorizații. Adică deja ar trebui să cam știi, nu sunt peșteri. Da, să discutăm tehnica, de cele amenajate. Să vezi tehnica, pentru că multe din cele neamenajate implică traversări pe coardă, cu echipament special. Și noi avem două în zona Zlana, acolo sus, peșteri fosile, să mai intre din când în când, cu echipament special. Sporturile în natură au un mic grad de risc. Și mai ales dacă nu știi să folosești bine echipament. Da, corect, da. În metalifer sunt peșteri. Puțin. Adică nu sunt dezvoltări mari. Cea mai mare e undeva în zona platoului, pe la Vidra, în vârful dealului. E un aven acolo de 100 și ceva, parcă cu... Dar nu știu dacă e cercetat chiar cum trebuie. Am înțeles. E destul de dificil. Alte sporturi? Păi ce am mai făcut și noi? Se poate face canyoning. Canyoning... ține tot de speu, adică coborârea cascadelor cu, dar vreau să zic, de rafting. Da. Există dar ieși și... în perioadele în care apa e mai mare și noi, ca asociați așa ca relaxare, în fiecare an mergem pe Mureș. Adică eu nu am fost de fiecare dată, dar colegii se duc și pleacă cu bărci pneumatice. Adică lăsăm mașinile tot, ne urcăm în bărci și plutim așa. Și de unde se pleacă? De pe Arieșeni? Păi, au început undeva de la... Deci nu pe... Pe Arieș, mai jos, în zona Sălcioa. Deci de la Sălcioa în jos, că acolo e apa deja mai mare. De la Mureș, poți de oriunde vrei tu. Am plecat de la Iud și am ajuns la un moment dat în Săvârșit, după mai mulți ani, bineînțeles. Deci se pot face multe. Trebuie să... La Mureș tragi la vâslă de... Nu, păi... Păi da, dar totuși, să te ghidezi. Nu prea. Da. Nu prea. Depinde acum și de perioada care e și Mureșul, dacă e mai aflat, dacă e mai... Mare. Pe Arieșeni, pe Apuseni. Ceva aerodrom avem? Nu. De ce? Nu. În Alba avem? Nu știu ce s-a întâmplat aici, la... Nu mai avem.
nu? Și aici la Ancrum sau unde era ceva. Păi Ancrumul este berea deja pe aerodrom. Da, acolo, da. Nu. Pentru că și așa se poate vizita Apusenii, nu? Păi da. De sus. Știu că au un, unde erau, la Colțești, au un avion de mic, un bimotor sau ceva, un avion mic, chiar acolo lângă, e o pensiune acolo, în Colțești. Este aerodrom acolo? Da, o, nu, nu trebuie mult. Nu trebuie mult, da. Acum era cam la Ancrum, dar mai puțin, cred că, și de acolo. La Ancrum era pentru anul 2, nu știu, dar de azi zic, zonele montane le cunosc, zonele mai deșese, unde s-ar putea să fie și în alte părți, acum sunt, de exemplu, terenurile de golf, nu, nu prea... Pentru nu că există și aici un interes. Segment, da? Nu, nu se poate numi off-road, da? Se numește stall, ca așa e la, la avioane, care, de exemplu, în Franța, în Elveția, da? Deci găsești pistă sus, 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 da? Îți trebuie cât acolo, 50-100 de metri de pisc și ai aterizat, ai decolat și așa mai departe. Și sunt cu cabane, cu tot ce trebuie. Da, știu, dar sunt alte condiții acolo. Dar... Păi, întreb, la, pe Apuseni nu, nu se poate? Nu. Nu prea poți să le ai pe toate, chiar. Dar de aveau ce? Foarte multe. Acolo, nu, nu știu... Pentru că sunt oameni cu potențial, oameni care na, te deplasezi foarte repede, nu mai ai nu a, timp. Nu cred că ar fi imposibil. Așa, așa. Dar trebuie o gândire pe lungă durată. Și cred că ar trebui să alegem odată dacă turismul e, avem o prioritate sau nu. Turismul e ca și... Nu, de sănătate se vorbește mult, nu se face aproape nimic. Așa. De turism se vorbește mai puțin și se face mai puțin decât. Adică... Și mai este încă o zonă. De exemplu, a apărut acum faptul că a venit și pandemia, da? S-au înmulțit rulotiștii. Da. Da. Dar nu avem... Cu rulotă, avem cu mult rulotă, prea puține cu... campinguri amenajate speciale, pentru că rulota trebuie să aibă unde să... să se alimenteze la un curent, să... puține zone, nu, nu știu. Poți să deversezi... Nu știu, pentru că nu prea m-a interesat subiectul, pentru că mă duceam ori cu cortul, ori... nu, dar nu știu să fie. Știu undeva în zona Gârda, parcă am văzut ceva. Așa. Dar nu știu, adică să știi, să ai o, cum să zic, o informație pe care să o poți tipări, dar campingul e autorizat pentru rulote. Adică... Acum mai nou și la o macasă, și la o pensiune, bun, parcare, asta e, dar și la... Putea să avem campinguri, parcate frumos, cu curent. Acum s-ar putea să se dezvolte și acest segment, pentru că, într-adevăr, oamenii au se trag la rulotă în multe perioade și fac concediile la rulotă. Acolo nu mai sunt în contact okay. cu ăsta, vine mai ușor. Nu e o problemă. Ei se cât, cât distruge, adică e minim. Adică cum mai merge tu cu mașina ta, da. Tot așa mergi și cu... rulota. Nu ar fi o problemă, dar trebuie amenajate locurile speciale, pregătite, la nivelul care sunt și alte țări. Nu ar fi o problemă. Și da. Drumurile. Adică trebuie să pune mai mult preț. Și drumuri bine făcut. Nu știu ce cu nebunia asta. Cred că cu asfaltul e o nebunie ca și cu termopanul. Deci peste tot un asfalt care e foarte greu de întreținut la altitudine și în anumite tip de pante, pot găsi pietruiri, bine, da. Cu șanțuri, rigole, nu sunt specialist, dar mă gândesc așa, chiar trebuie să ajungem, bine, în Elveția zicem că l-au făcut ăla o cabană, am dus asfaltul până... Sunt alte condiții, mi se pare, adică am punem carul înaintea builor, facem, am văzut zone din țară, facem asfalt fără rigole, fără... Degeaba l-am făcut, într-un an de zile... Da, așa este, într-adevăr. Pentru că rulota, de exemplu, dacă ați văzut, au și bicicleta. Da. Da. Unde se duce cu rulota până într-un punct, ia bicicleta, se duce așa, după aia poate ia rucsacul sau știu eu, da? Sunt niște lucruri și care, na, trebuie să avut în vedere fiecare segment al populației, al turistului, să spunem da, așa. Bineînțeles. Dacă omul vrea să vină cu motocicleta, vine cu motocicleta, dacă vine cu mașina, cu mașina, care 4x4 bine, dacă deci nu e nicio problemă, una e să vii cu motocicleta și una e să... faci cir cu motocicleta. Da, da, așa pentru cei care fac cir sunt zone de concursuri, zone de... Chiar amenajate chiar, care da, te pregătești și... Te pregătești și... De ce nu? E un sport, îmi place să mă uit și eu, și îmi place să văd. Dar sunt reglementate și... Nu, de obicei cei care au reglementat au fost și ei pasionați.
care știau exact ce limitele. Că au un păcat și capra și vaza, cum zic românii. Da, da. Și lucruri bune. Mi se pare normal ca un motociclist sau, mă rog, cineva care are experiență să facă și reglementările. Degeaba se întâmplă cel mai des ca reglementările le fac cei care habar n-au, nu știu, n-a fost niciodată pe motocicletă, da? Niciodată pe bicicletă, niciodată n-a fost pe un traseu montan. Nu, fac reglementări. La ce? Cum? Nu pot. Adică... Eu cred că trebuie să vină invers, nu? Adică cei care merg, uite cum ar fi dumneavoastră, da? Ar trebui să faceți o schiță, da? Nu știu, un schelet de reglementări. Păi, cam aici ar trebui să fie, da? Nici foarte strict, exact cum a zis, dar nici trebuie foarte larg. Cont și de situația faptică din teren, unde e o are protejată în zonele stricte, n-are rost să discutăm, deci nu ar trebui să existe. Da. În situri arheologice. Cred că aproape și de aici, din Șard, de exemplu, nu știu dacă se vede, dar poate mai încolo, numai din Craiva, la Piatra Craivii, da. Știm toți cetatea, da, Apollo. Deci sub ea, deci zona de protecție mult mai mare, se vede șanță făcut de motociclete până sub piatră. Unde e sit arheologic. Că nu știm dacă, cel puțin nu știu eu, dacă cineva i-a tras de mână și le-a zis, bă, nu aici, că e sit, deși panta e generoasă, că de asta ori încerca un fel de, se vede în care e mai tare. Dacă o tras cineva de mână, să le zic, eu cred că a fost cineva până la urmă să-i tragă și degeaba, adică, dacă n-ai cum să... Nu știu dacă chiar degeaba, că... Și cei care practică acest sport, da? De sunt nu, câțiva. Lumea, la o mână, am mai avut spune. Discuția asta și la Poiana cu Narcisele. Lumea... Eu nu vreau să dau vina pe ei. Da, nu, da, sunt înțeles. Oameni buni, sunt în toate trebuie grupurile. Trebuie găsite soluții potrivite. Ideea e, trebuie găsite soluții. Și unde nu se poate, nu se poate. Trebuie să înțelegem. Că nu-i, cum să zic, dreptul tău de a fi liber. Dar și eu trebuie să fiu liber, în sensul că și data libertate greșit înțeleasă. Da. Da. Despre asta e vorba. Ce alte lucruri frumoase pentru telespectatori le putem spune în această seară despre munții din județul nostru? Da. Da, nu știu că sunt. Aș lega foarte mult, pentru că am vorbit și de oameni, de patrimoniul ăsta pe care îl avem. Pe care, din nou, nu-l speculăm de... Tot timpul mi-au plăcut, cum să zic, casele țărănești vechi, așa, autentice, exemplu, acoperite cu paie, cu șindrilă. Și nu știam de unde să le iau. Simțeam că îmi lipsește ceva și am făcut un master aici la Alba, la patrimoniu. Bine, acolo sunt incluse toate monumente, modul lor de abordare. Deci avem un patrimoniu destul de valoros în județ, pe care nu-l folosim. Bine, toată lumea știe cetatea Alba Iulia, catedrala, așa, așa. Cum ar trebui să-l folosim? Păi, în primul rând, ar trebui să convingem proprietarii că au... Nu poți să ții, de exemplu, biserica medievală, să o vezi numai tu. Ar trebui făcut un orar de vizitare, ar trebui stabilit un tarif de vizitare, da, materiale. Asta în colaborare cu centrele de informare turistică, cu cei care fac ghidaj în turism. Sunt centre de informare turistică? Da, sunt. Nu foarte multe, dar... La Tăiuș funcționează, parcă era ceva acolo. Da, funcționează la Tăiuș. Știu, am o prietenă pe sa de socializare și știu că merge la Tăiuș. Merg. Deci avem case vechi? Deci case vechi, modul cum, de asta am zis, mai mult și turismul ăsta de povestea locului. De exemplu, eu am cumpărat o casă. Anul ăsta vreau să o reabilitez din 1849. Are o poveste extraordinară. Omul nu vine... De exemplu, numai să vadă grinda care arată cumva, șindrila care e așa, modul, obiectele care le ai, ștergare. Așa. Trebuie să știe povestea. Povestea asta trebuie spusă, că asta înseamnă turismul. Asta trebuie spusă la o plăcintă, la un par de țuică. Despre asta e vorba. Se simtă pasiunea. Poate o prinde și el. Dacă avem noroc, o prinde și el. Se prinde drag de casele astea. De ce se construiau așa? Întrebările sunt foarte importante la asta. De ce așa? Și nu altfel. Da. Asta face parte din poveste. Da. Se poate face un tur pentru cei care turist religios. Pe multe atât. Turul bisericilor de lemn, să dau un exemplu. Da. Cu diferențe. Bine, le alegem pe cele mai reprezentative, să zic. Și se poate face. De ce nu? Deci nu cred că... Deci înseamnă că avem multe de oferit.
avem multe de oferit ca județ. Deci eu cred, mie mi-ar plăcea, de exemplu, chiar dacă eu sunt credincios, dar nu practicam prea mult, nici timpul, dar nu vreau să dau scuze pe timp, că asta e scuze. Da. Dar, de exemplu, m-ar interesa să plătesc un tur ghidat al bisericilor de lemn din județul Alba. Da, să mă duc într-o excursie. Dar nu cum mă duc de obicei, cu rucsacul în spate sau acum cu autocarul, cu ghid, să-mi povestească, să-mi întreb ce e asta, cum e asta. Și să știe să răspundă. Tavanul ca seta de aici, de la lux. Știți că există o sintagmă foarte bună, nu? Dacă îți vine o idee, tu ești cel mai bun de a o pune în aplicare. Da? Da. Așa că o puteți să aveți și asociația, puteți să faceți astfel de lucruri. Pe plan personal, am cu monumentul istoric, vreau să-l declar monument istoric, clădirea asta. Anul ăsta mă apuc, încep și am o altă provocare. Da, totdeauna este așa, da. Da, o altă provocare față ce am făcut. Nu uit ce am făcut și ce o să continui să fac până acum, dar mi-a luat și provocarea asta. Adică, cumva se integrează în tot. Turismul... Cineva trebuie complet să fie un exemplu pentru ceilalți. Da, și asta ziceam că atâta că, fai, monument istoric, de acum încolo numai cu aviz. Da, mi-au fapt, adică, da, după ce o să fie monument, o să intervin numai cu aviz. Nu chiar așa de greu de a obține un aviz, dar vreau să vă ruiesc. Aviz. Dar plusul și valoarea și moștenirea tradițiilor care au dus, o să rămână odată cu casa. Să fie oameni care au lucrat la reabilitarea ei, oameni care știu tipurile de îmbinări. Astea rămân. Mai altfel sunt meseriași în așa ceva. Deci acum este un trend ascendent în România, ceea ce e foarte de bine. Să termine timpul emisiunii și încă n-am ajuns la jumătate. Se pune mult preț în ultimul timp, din cauza unor entuziaști, care au dezvoltat diverse proiecte. Știu o asociație care se ocupă doar de monumente istorice. Deci intervin, pun în siguranță și de la inimoși ăștia care au convins comunitățile că merită obiectivul restaurat, au început comenzile. Da. Comenzile pentru șindrilă, necesitatea meștrilor șindrilari. Sunt așa ceva în Alpuzeni? Da. La Albac avem, la Horea avem. Mai sunt care fac, dar nu o să zic într-un mediu controlat. Dar este o hartă, artameșteșugarilor.ro. Acum se dezvoltă artameșteșugarilor.ro. Se introduc date acum pe măsură ce mai găsim oameni, trecem și apare pe artă. Fierar, de exemplu. Și șindrilar. Și faptul că asta cu monumentele istorice, că vedem zilnic la televizor cum mai se prăbușește câte o clădire istorică. Da. Faptul că au început și comenzile și normal piața să începe să se cât de cât să se autosustină. Văd foarte mulți oameni care pleacă de la oraș și mută la țară. Vor libertate, vor o găină, vor un nou orășeni. Adică, ei până să ajungă, este tot orășeni. Ei până să ajungă... Unii dintre ei. E foarte bine. Bravo, încercați. Mergeți. Nu e ușor. Vor să-și treacă limitele. Până, da, asta ar trebui să ne întoarcem cumva înapoi la sat. Da. Bine, o să, fiecare va încerca să aibă condiții bune de trai. Da, nu va fi la fel. Normal. Nu va fi la fel. Dar de ce nu? Dar e acolo. Eu, de exemplu, am avut posibilități natura te educă. Să plec la Alba, că aici cea mai aproape, la Alba Iulia, la Cluj. Nu văd ceva mai mare decât Zlanda, nu zic că neapărat Zlanda. Da? Place acolo, am libertate, când într-o oră sunt în munte, deci nu. Da, nu stau pe autostradă să ajung undeva, nu. Ultima propoziție pentru telespectatorii noștri? Orice alte informații o puteți găsi. Sunt mai multe asociații în județ și ca ultimă propoziție aveți mai multe încredere în asociații. Nu suntem plătiți de Soros sau de alții. Mi-e încă dator Soros cu banii de la un protest. Adică, da, e o glumă. Da, am înțeles. Facem din pasiune ceea ce facem. Se vede. Deci, dragi telespectatori, astăzi am încercat să vă adăugăm valoare, să vă invităm la munte, la sănătate, la aer curat și cu ceea ce aveți pe lângă casă, dacă nu chiar pe jos. Sunt 90 de trasee, mii de kilometri în județul nostru, cel puțin, nu? Da. De aceea vă spunem și în seara aceasta, la revedere și noapte bună. Mulțumesc! Noapte bună și eu mulțumesc!